în adresările care le-a avut. N-a avut niciun succes. Și apoi zice într-o zi, Doamne, dacă altă care nu-i, atunci te rog, stopează ploaia atâta timp cât ei vor înțelege că nu există Baal și n-are rost să-i se închide. Și ploaia s-a oprit. Apoi, după 3 ani și jumătate, a adunat poporul la Carmil, a fost o adunare destul de impunătoare, poporul s-a pocăit și a ales să slujească cu Dumnezeu. De ce Ilie s-a gândit că a sosit momentul ca Dumnezeu să întoarcă iarăși binecuvântările? Și Palestina să fie binecuvântată prin apa de ploaie. Și este în momentul acesta, noi citim întâi Împăratul 18, versetul 41. Ilie a zis lui Acab, suite de mănâncă și bea, căci te aude buie de ploaie. Ce buie de ploaie auzea profetul? Cine din dumneavoastră a fost în Palestina? N-a fost nimic, da? Dar să vedeți. În Palestina, nori nu se adună. Din primăvară până toamnă. Nu vuie de ploaie. Nori nu sunt țară. Ce vuie auzea profetul? Era vuitul credinței numai. Și mai mult nimica. El era sigur că după pocăință va veni pe cuvântarea lui Dumnezeu. Și mai jos 42, Acab s-a suit să mănânce și să bea, dar Ilie s-a suit pe vârful Carmelului și plecându-se la pământ, s-a așezat cu fața între genunchi. Da? Cam stranii poze de rugăciune, se așează, capul între genunchi. Și apoi a început să se roage. 43. Și a zis slujitorului său, suite și uite spre mare. Slujitorul s-a suit, s-a uitat și a zis, nu este nimic. Ilie a zis de 7 ori, du-te, iarăși. A 7-a oară, slujitorul a zis, iată, se ridică un mic nor din mare. Și aici aș vrea să mă opresc, că este experiența foarte importantă. De ce? De 7 ori. În cartea Profeții și Regi, Elena White, când am văzut scena aceasta, dă o mică explicație. Că Ilie s-a rugat prima dată, Carmilul nu departe de Marea Mediterană, unde, de fapt, se evaporă apa și apoi cade ca ploaie în Palestina. Și spune, du-te și sprirește. Și doar zic, nu văd nimic, Ilie. Se mai roagă 2 oară, același lucru. A 3-a oară se roagă, a 4-a se roagă, a 5-a se roagă, după a 7-a oară, spune că vine un nor. Deci, ea, repet întrebarea, de ce de 7 ori s-a rugat? Până când se roagă problema? Dar dacă răspunsul vine după a 3-a oară, se mai ruga? Cred că nu poate pentru mulțumire. Dacă după 7 ori răspunsul nu vinea, ce facea problema? Avea să roage. Deci, care idee principală? S-a rugat atâta timp până a primit răspuns. Deci, asta e experiența importantă. Într-o zi, Elena White întreabă pe mântul care o soțea adeseori. De ce poporul nostru este așa mai slăbiciun? Voi prea repede obosiți în rugăciune. Și zice, aveți așa făgăduinți minunate. De ce nu vă agățați cu mâna credinței? De ce nu faceți totul din partea voastră? Și apoi băsați-vă pe aceste făgăduinți, stați cu stăruință până veți primi. De fapt, repetăm, Iacob. Ilie s-a rugat. Poate aceasta Domnul ne lipsește. Ei ca Domnul trebuie să ne cuvinteze ca să avem experiențe noi în viața noastră de rugăciune. Să rămânem stăruitori și atunci când am făcut partea noastră
să rămâne poate în rugăciune până când norii se vor ridica pentru bani. Amin.